Salut, sunt Lalu, bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, Rulota cu povești. Astăzi am pregătit pentru voi o poveste foarte, foarte frumoasă, Marea Încurcătură a ouălor de Paști. O poveste scrisă de Timothy Netman și ilustrată de David Walker. Iepurașul de Paști va da o petrecere astăzi și toți prietenii săi sunt invitați. A pregătit pentru ei prăjituri delicioase, înghețată, budincă și bunătăți de ciocolată. Iepurașul aruncă ultima privire în grădină, toboganul e la locul lui și caruselul e pregătit pentru invitați. Și când a aranjat fața de masă, a ridicat colțul și, tremurând, a observat că... Of, am uitat să împart ouăle de Paști! Așa că s-a urcat de grabă pe bicicleta lui super, super rapidă și a plecat cât ai zice pește. S-a uitat în coș și a zis... Maro este pentru pui, cel pentru rață este cel albastru, oul verde este pentru doamna Emu, cel pentru crocodil e galben, oul pentru broasca testoasă e alb, oul pentru pinguin e rece. Da, da, excelent, la drum! Și a pedalat foarte, foarte repede. Să sperăm că iepurașul nu se va încurca. Maro e pentru doamna Emu, vai, dar cum trece timpul, hai să merg repede. Și a ajuns la doamna găină. Doamna găină, îmi pare rău că am întârziat. A început să strige iepurașul. Îți mulțumesc pentru ou, a spus ea. Oh, dar ce ou mare mi-ai adus. Și s-a așezat pe ou, știa ea ce trebuie să facă. Și când oul s-a crăpat, din el a ieșit un bebeluș de emu, un struț. Dar iepurașul deja plecase și a ajuns la rață și a zis: ți-am adus un ou, mi-ai adus un ou, iepurașule de Paști, ce noroc pe mine! Dar oul de rață nu este galben și mare ca o piatră? Și când s-a crăpat, din el a ieșit un mare crocodil! Acum, la familia M este foarte, foarte mare fericire. L-a văzut pe iepuraș și a zis: ah, ne-ai dus un ou la căsuța noastră cea frumoasă și uscată. Dar cum credeți că s-au simțit ei când noua lor fică, o broască testoasă, a început să facă apă în întreaga casă? Doamna crocodil stă la plajă pe marginea râului când o strigă iepurașul că i-a adus un ou. Oh, ce frumos, mi-ai adus un ou! Un ou albastru și mic, dar ce se aude croncănitul ăsta? Ce ou i-ai dat ei, iepurașule? Și din ou a ieșit o rață. I-au mai rămas două ouă iepurașului. Stă iepurașul și se gândește când a ajuns la broasca testoasă și zice: oul pentru broasca testoasă e rece, nu-i așa? A, dar nici nu contează, cald sau rece, orice ou este o încântare. Și i-a dat broastelor testoase un ou albastru. Și când oul s-a crăpat, ce credeți că a ieșit din el? Un pinguin! Dar iepurașul de Paști era foarte, foarte grăbit, așa că a început să pedaleze mai departe, pentru că ultimul ou începea să se crape. Pinguinilor, n-am vreme să stau cu voi de povești. Prindeți, aici e oul vostru. Și iepurașul a plecat, le-a strigat: hei, vedeți, nu uitați de petrecere, vă aștept mai târziu, precis o să vă distrați. Și apoi oul s-a crăpat și din el a ieșit un pui de găină înghețat. Și s-au dus cu toții la iepuraș la petrecere. Și iepurașul s-a uitat bine și a zis: toată lumea a primit bebelușul greșit. O, Doamne! Și nimeni nu mai se distrează la petrecerea mea, asta e clar. Trebuie să fac ceva. Așa că iepurașul a zis: toată lumea pe carusel! Haideți, copii, haideți! Și i-a învârtit odată, i-a învârtit de două ori și când caruselul s-a oprit, fiecare puișor a ajuns la părinții lui. În sfârșit! Aceasta a fost frumoasa poveste a iepurașului de Paște. Vă invit după poveste să discutați cu copiii despre semnificația sărbătorilor pascale
să îi invitați să deseneze, coloreze, decupeze un iepuraș sau ouă de Paști. Dacă v-a plăcut ceea ce ați aflat astăzi pe canalul meu, nu uitați să dați un like aici jos și să vă abonați. Sărbători fericite tuturor!